Alexandru Chiriță, candidatul la funcția de primar al municipiului Călăraș din partea Pro-România, a organizat o conferință de presă în care a prezentat o parte din echipa care îl va însoți în Consiliul Local în situația în care va câștiga alegerile locale. Primul viitor consilier local prezentat din partea Pro-România a fost doctorul Vlad Sârzea. Acesta a prezentat obiectivele personale, dar și motivul care l-a determinat să intre în echipa Chiriță. Eu, în calitate de coordonator al acestei organizații, am invitat alături de mine un nou reprezentant al formațiunii noastre politice, domnul dr. Vlad Sârzea. Este medic în cadrul serviciului de ambulanță, o persoană foarte interesată de administrația locală. Încă de la acum 4 ani când ne-am cunoscut, am constatat acest aspect. I-am lansat invitația de a se alătura echipei noastre. Mă bucur că a răspuns pozitiv acestei invitații și astăzi mi-am dorit să-l aduc în fața dumneavoastră, a presei și a publicului cărălășean, pentru a îl face cunoscut, pentru a mă lăuda cu el, pentru că este un om care chiar este un bun profesionist, care poate aduce un plus valoare și cu siguranță o va face Călărașului, municipiului Călăraș și județului Călăraș. Un om care își dorește să facă politică în Călăraș și care, după o lungă perioadă trecută prin străinătate, a decis să aleagă din nou România, pentru că a considerat că aici este un mediu propice pentru dezvoltarea armonioasă a copilului lui. Îi dau cuvântul domnului doctor. Sunt medic de urgență în cadrul serviciului de ambulanță Călăraș. Sunt un fiu al copilului. Sunt născut aici, am crescut aici. După studii universitare și post-universitare, în 2017 am decis să mă întorc în orașul de Baștină. Și văzând că lucrurile nu merg cum mi-am dus, mi-aș fi dorit să meargă, am decis să intru în lupta politică pentru un loc în Consiliul Local, în speranța de a putea reda prestigiul bine meritat al acestui Consiliu. Și să reușim să facem ceva util pentru orașul acesta. Am ales să candidez din partea Pro-România, la invitația lui Alex. Noi am colaborat la serviciul de ambulanță când am ajuns eu în România. Și mi s-a părut un profesionist, gospodar, care își făcea treaba exact cum trebuie și care a dezvoltat în puținul timp pe care l-a petrecut acolo destul de bine serviciul. Și mă gândesc că este un om potrivit, tânăr, cu viziune și cu putere de muncă. Da. Să înțeleg că ați ales omul, nu partidul. A primat persoana? A primat și persoana, bineînțeles. Eu n-am mai fost în alte... Am fost înscris în partidul în plus la începutul anului trecut. Nu am colaborat, am fost de două ori la ședință, dar n-am avut o activitate susținută. Și apoi Alex mi-a adresat invitația și am acceptat-o prin prisma omului. Vreau să deveniți consilierul local. De ce veți invita în Consiliul Local? Problemele de sănătate nu țin de Consiliul Local, deci nu pot să vă spun așa ceva, dar sunt alte probleme ale orașului care afectează sănătatea oamenilor. E domeniul pe care îl cunosc. De exemplu, salubritatea. În Călăraș, salubritatea e deficitară, asta poate să o recunoască toată lumea. Și aș vrea să duc acest proiect, cei 4 ani de mandat, să mă împart pentru el, să avem o salubritate pe care am văzut-o și în vestul Europei, dar și în orașe din România, cu sisteme de colectare îngropate, cu curățirea pubelilor, adică să nu mai avem acele focare de infecție care sunt reprezentate de pubeli. Asta ar fi unul din proiectele far pe care vreau să mi le asum și să le duc mai departe până la finalul mandatului, să încerc să le implementez. Să avem un oraș curat, pentru că un oraș curat înseamnă un oraș sănătos. De la asta pe care în prima previsă. Și alte vinile mai aveți în acesta? Da. Aș dori să putem să realizăm o centură verde a orașului în zona de nord, o perdea forestieră, pentru a stopa toată poluarea care vine din zona agricolă.
Aș dori să mă implic și în transportul local, să avem un transport cât mai puțin poluant și cât mai eficient, care să încurajeze cetățeanul să circule cu transportul în comun, nu cu mașina. La fel, piste de bicicletă pentru ca oamenii să poată să-și desfășoare activitatea fizică, e importantă pentru sănătate, dar și în condiții de siguranță, să nu ne ducem la accidente. Noi cu ambulanța am fost chiar acum de curând la un accident cu un biciclist, pentru că nu au pe unde să meargă și sunt zone foarte periculoase în oraș, unde circulă bicicliști și e foarte distant.